Sino tău ăsta? Femeia care iubește, hey, 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 te cunoaște cum privește, dar privește cu patimă. Vocea României. Smiley! Cum te cheamă, făptură colorată? Numele meu este Natalia Selegean. Și de unde vii și cu ce te ocupi? Vin din Oradea, cânt și de meserie sunt polițistă. Oh! Domne, vreau să... Mulțumesc. Vreau să atest faptul că polițistele cântă bine. Am avut și eu o polițistă într-un sezon, a ajuns în 2012, până în semifinală senzațională. Corect, corect. Da, țin minte. Din Arad, da? Da, da, da. Hei! Te pup! Te sărut! Vrei să vii aici să te uiți la mami? Da, ea e micuța mea, Nadia, și este fanul tău, Smiley. Da? Da. Hello! Pupă-l, Nadia, pupă-l! Pupă-l, Nadia, pupă-l! Hai să ne uităm la mami, să vedem pe cine alege. Aș vrea să încep prin a face un elogiu Loredanei. Aia e mami. Așa e mami. Loredana Groza este probabil unul dintre cei mai explozivi artiști live pe care eu îi cunosc în această țară. Felul în care Loredana își conduce show-urile este absolut excepțional. Și aș vrea cu ocazia asta să-i mulțumesc pentru cei 3 ani petrecuți împreună la Vocea României, Loredanei. A vorbit frumos? Da? Bun. Să auzim ce vorbește Irina. Doamna polițistă, eu mi-aș dori foarte mult să veniți în echipa mea, nu doar ca să lucrez cu vocea dumneavoastră fermecătoare, ci și ca să mă ajutați să mediez un pic relația de aici, din platou, cu domnii ăștia. Și eu așa ca femeie am nevoie așa de un pic de protecție și tare, tare m-aș bucura să mă oferiți, chiar dacă suntem... Adică să vă ajut eu, zice ea. Da, dar de ce mă ajuți? Că eu nu ți-am cerut ajutorul. Mă descurc singură. Eu mi-l oferam, iubita. Da, te oferă că nu-l cer eu. Dacă ai fi iubitul meu, atunci s-ar înțelege. Dar așa, dacă nu ești... Ai nevoie de un sfat de la fiica ta? Ea este inspirația mea în acest moment, așa că, da, poți să-mi dai și un sfat, mama. Îl primesc cu mare drag. Zim. Pe Tudor sau îți Irina? Îți place de Tudor sau îți place de Irina? La cine vrei să meargă mami în echipă? La cine? La Irina. La Irina? De ce? Vă spun eu că are rochiță place colorată, da, frumos. Îi place rochița Irinei și de aia ar vrea să mergi la Irina în echipă. Natalia, alegerea ta este foarte clară. Hai să vedem care va fi. Mulțumesc și Irinei și lui Tudor că s-au întors pentru mine. Vă apreciez oricum și vă admir pe toți cei 4 jurați. Da. Este foarte greu, pentru că, sincer, vă spun, am venit cu un gând anume, am vrut să mă bucur de fiecare moment aici și am vrut să iau fiecare pas la timpul lui. Dar am să merg cu instinctul meu, care îmi spune că aș vrea să fiu în echipa lui Tudor.
trebui să te obișnuiești cu mine. Să știi, uite, pune mâna. Eu pot să-ți împrumut rochițele mele, Tudor. Sunt ok, Tudor. Vezi? Hai, mergi cu mine? Nu, dar mergi, deci, mama e supărată că mami nu s-a dus la Irina. Cu mine mergi? Da. Mama, mama, ce faci, mama? S-a speriat. Dar cu mine mergi? Uite-mă, Tudor. Ai văzut, da. Ai văzut? Bravo, Irina.